Astăzi vreau să vorbim despre parfumuri și mai exact despre parfumuri care atrag complimente. Ideea mi-a venit de la un clip de favorite pe care l-am făcut acum vreo 2 săptămâni, cred. Clip în care vă prezentam 2 parfumuri care mi-au plăcut mult și pe care le-am folosit destul de des în ultima perioadă și la unul dintre ele v-am zis că mi-a adus complimente. Așadar, m-am gândit, hai să adun mai multe astfel de parfumuri care au fost lăudate de-a lungul timpului, să le spun așa, și să facem acest clip. M-am limitat doar la parfumuri de vară, pentru că, hei, acesta este anotimpul în care ne aflăm, deși am mai multe parfumuri de anotimp rece care au fost complimentate. Dar nu ar fi avut rost să vorbim despre ele acum, că, da, nu este sezonul lor. Așa că vorbim despre parfumuri care pot fi purtate în acest sezon, vara, și care cred eu că v-ar aduce complimente, dacă căutați așa ceva, bineînțeles. Eu port parfumul pentru mine, pentru plăcerea mea, nu caut neapărat laude din partea celorlalți, dar uite că se mai întâmplă din când în când să-ți fie remarcat parfumul. Și am să încep chiar cu parfumul care adus la acest clip și anume Chloe, Nomad de la Chloe, de fapt. Acesta este jucăușul ăsta micuț, despre care v-am vorbit și în acel clip de favorite. Și v-am spus și acolo că este o combinație dintre note masculine și note feminine, pentru că are și ceva note lemnoase, ceva lichen de stejar, undeva în zona aceea, are și flori, are frezii, miroase foarte, foarte bine și este un dulce, dar un dulce special. Nu este acel floral clasic pe care îl tot întâlnești la foarte, foarte multe parfumuri. Notele acele lemnoase taie cumva din gingășia florilor, dar pe de altă parte îl fac să iasă în evidență, îl fac să fie mai special față de alte parfumuri. Și ce este interesant la el este faptul că, cel puțin pe pielea mea, că asta am simțit, nu l-am mirosit pe alte persoane, pe pielea mea cumva se simte când uniz mai masculin, când uniz mai feminin, mai dulce și e foarte mișto treaba asta pentru că cumva nu știi la ce să te aștepți din partea lui și cum se va simți pe parcursul zilei, dar lumea l-a apreciat în special pentru faptul că se simte dulceag, deci așa îl simt ceilalți și în general am observat că lumea, nu doar bărbații, acum nu vorbesc de parfumuri care au fost complimentate doar de bărbați, ci și de bărbați și de femei, și lumea în general preferă parfumurile dulci pe ceilalți. Bărbații clar, clar preferă parfumurile dulci și apreciază parfumurile dulci pe o femeie, dar am observat că și femeile cumva apreciază mai mult un parfum dulce pe o altă femeie, chiar dacă ea, cea care a apreciat parfumul, nu ar purta în mod normal un parfum dulce, dar cumva pe altcineva apreciază un astfel de parfum. De câte ori am spus cuvântul apreciază, nu știu, numărați voi. Așadar, am adunat mai mult parfumuri dulci în acest clip, pentru că se pare că sunt cele mai căutate și mai lăudate. Revenind la Nomad, a fost apreciat pentru faptul că este dulce, dulceag, după cum spuneam, dar nu este un dulce siropos, un dulce grețos. V-am zis că nota aceea lemnoasă, nota masculină, mai taie din dulceață, dar a fost apreciat și pentru faptul că este destul de puternic, deși nu pare, cel puțin așa când îl miroși în sticluță sau chiar și un puf dacă dai, pare un parfum care se duce repede, care nu are persistență, însă să știți că este un parfum destul de puternic pentru notele pe care le are și pe pielea mea persistă foarte bine, persistă ore întregi, ceea ce îmi place super mult și e ok pentru că astfel poate fi simțit și de cei din jur, dacă, din nou, vă doriți treaba asta. Mai departe, trecem la ce să trecem? Hai să trecem la Libre, de la Yves Saint Laurent, pe care cu siguranță îl știți foarte bine,
cu minunăția asta de sticlă. Ăsta e singurul parfum din clipul de astăzi care nu este foarte dulce, deși are vanilie în compoziție și e dulceag undeva acolo, dar nu se compară cu restul parfumurilor. Și asta pentru că are și lavandă. Și lavanda aceea reduce mult din dulceața vaniliei și, de asemenea, este elementul inedit din acest parfum, element care îi dă un iz masculin, mai mult decât în cazul Nomadului. Este un parfum pentru o femeie puternică, v-am mai spus chestia asta de fiecare dată când v-am vorbit despre el. Este un parfum pentru o femeie care știe ce vrea, pentru o femeie care are atitudinea aia de nu-mi pasă, fac ce vreau și știu ce vreau de la viață, știu ce vreau să fac cu viața mea și cred că exact treaba asta atrage și aduce complimente. Depinde și de cine îl poartă, când îl poartă, cum îl poartă, etc., etc. Dar dacă mergi pe filmul ăsta cu atitudinea asta de femeie puternică și independentă, știu că sună ca un clișeu și da, este un clișeu, dar acolo te duce cu gândul parfumul ăsta, ori în zona aia de femeie puternică și independentă, ori de femeie foarte elegantă și stilată, care atrage toate privirile și știe treaba asta și știe cum să profite de treaba asta, să fie în avantajul ei. Și da, e un parfum foarte mișto, v-am mai spus eu că îl consider un parfum pentru tot anul, nu-l văd neapărat de toamnă, de iarnă, de vară, merge oricând vrei tu. Bine, orice parfum merge oricând vrei tu, că până la urmă e o chestie de gusturi, e o chestie personală, dar eu împart cumva parfumurile în parfumuri de iarnă și parfumuri de vară, iar acesta este un parfum pentru toate anotimpurile. Vara însă l-aș vedea purtat mai mult seara, poate. Nu știu dacă merge neapărat în timpul zilei. Și după cum spuneam, mi se pare că este considerat un parfum sexy, dacă vreți să îi spunem așa, tocmai prin faptul că îți dă sau îți impune o anumită atitudine, o anumită ținută și cred că celelalte persoane, fie că sunt ele de sex opus sau nu, apreciază așa ceva. Mai departe avem For Her, de la Narciso Rodriguez. Mereu mi se pare că sunt sâsâită când pronunț Narciso Rodriguez. Așa. Și vorbim aici despre apa de parfum. Aceasta cu roz. Este un parfum cu mosc, un parfum cu patchouli, cu trandafir, deși știți că nu sunt fan trandafir, însă în acest parfum este un trandafir foarte fin, foarte elegant. E acoperit de mosc, de patchouli, de santal, de alte note și nu se simte chiar atât de tare. Este genul de parfum, sau este genul de trandafir care îmi place într-un parfum. Îmi place că nu este acolo în prim plan și că lasă loc și celorlalte note. Nu este un trandafir necăcios, nu este acel trandafir bulgăresc foarte, foarte dulce, foarte parfumat, care îți dă dureri de cap. Și consider că este apreciat pentru că, la fel ca în cazul lui Libra, este un parfum care ți impune cumva o anumită atitudine. Este un parfum elegant, cred că am mai menționat chestia asta acum un minut, dar chiar este un parfum elegant. Este un parfum pentru o doamnă, dar nu genul acela de doamnă care este foarte scorțoasă, închisă în ea, ca o profesoară care îți face așa, te scoate la tablă și îți spune 4. Nu, îmi vine în minte o doamnă în adevăratul sens al cuvântului, cu gesturi foarte delicate, cu o voce calmă, o femeie pentru care absolut totul vine natural, care știe să empatizeze cu cei din jur, o femeie inteligentă, cu simțul umorului. Da, undeva în zona aceea. Și deși poate fi perceput ca un parfum mai serios, are o anumită jovialitate în el. Ce vă spuneam de acea doamnă care are și simțul umorului, adică nu e mereu serioasă și atât, vai, eu nu glumesc, eu nu râd, eu sunt o doamnă. Nu. Are undeva acolo și un element jucăuș și contrastul ăsta, din nou, cred că atrage pentru cine are nasul să-l simtă. Bineînțeles că dacă ai trecut doar așa pe lângă o femeie care poartă parfumul ăsta și
nu știu, ești neavizat între ale parfumurilor, poate nu simți toate valențele astea, toate notele. Dar cineva care are nasul antrenat poate să vadă dincolo de, vai, un parfum elegant și cu miros de trandafir și atât. E mai mult acolo. E un parfum de seară, mai ales vara, nu-l văd purtat pe caniculă, pentru că e și ușor pudrat, dulceag, mai dulce decât Libra, cel puțin eu așa îl simt, dar nu este extrem, extrem de dulce, dar e puternic și nu-l văd purtat la 35 de grade, însă pentru o seară de vară, o seară mai răcoroasă de vară, cred că merge foarte, foarte bine. Și la fel ca în cazul lui Nomad, este un parfum care persistă. Persistă mult, mult de tot. Și este printre preferatele mele în această perioadă. Apoi, am două parfumuri dulci și un bonus. Am zis să includ 5 parfumuri, dar după aia am mai văzut ceva și am zis că hai să fie un bonus. 5 plus 1, cum ar veni. Și am Burberry For Her. Un parfum dulce care este mega, mega apreciat, în special de bărbați. Pentru că printre femei s-a creat poate ideea asta că este dupe după Baccarat Rouge, ceea ce chiar este, pentru că seamănă destul de bine. Și da, cred că femeile cumva poate sunt mai reticente față de acest parfum. Deși dacă îți place Baccarat Rouge, e posibil să-ți placă aproape toate clonele lui și dupurile. Însă cred că este mai mult apreciat de bărbați, fiind un parfum destul de dulce. Eu nu sunt cu parfumurile foarte, foarte dulci, dar ăsta cumva m-a cumpărat așa, m-a vrăjit. Și cred că combinația asta de zahăr ars, deși nu are zahăr ars în compoziție, mă uit acum la note, nu are zahăr ars, dar are mai multe note cumva care duc înspre mirosul acesta de zahăr ars. Și pe lângă asta este fructat și cel mai bine dintre toate fructele se simte căpșuna. Și e o căpșunică așa caramelizată cumva, care miroase foarte, foarte bine pentru primăvară, dar și pentru vară. Și te face să miroși cu totul și cu totul mâncabil. Și e foarte posibil ca acesta să fie motivul pentru care Burberry Her este apreciat de bărbați. Mă uit acum la note și văd că la notele de vârf este un parfum plin, plin de fructe. Căpșuni, zmeură, mure, vișine, coacăze negre, mandarine, lămâie. Avem și violetă, iasomie pe acolo, pe undeva. Mi se pare că și mosc, da, este și mosc și vanilie. În fine, sunt foarte multe note, dar cel mai bine se simte căpșuna și mirosul acela de zahăr ars, însă spre deosebire de Baccarat Rouge, nu avem un miros aerat. Nu știu cum să-l explic altfel, pentru că Baccarat Rouge are un miros foarte fin, diafan, aerat. Ăsta e cuvântul. E un miros așa ușor, care parcă plutește așa în aer, dar se simte când foarte puternic, când nu se simte deloc, e un dute vino așa. Nu mi se pare că Burberry Her are aceeași finețe ca Baccarat Rouge, dar are altceva a lui, are toată dulceața asta fructată care îl face destul de gurmand, în opinia mea, și foarte apreciat de partea masculină. Un alt parfum gurmand care primește complimente este Olimpia de la Paco Rabanne. Aici avem un caramel sărat foarte, foarte frumos, care se simte genial pe piele, mai ales vara. Da, știu că multă lume consideră acest parfum parfum de iarnă, pentru că este dulce. Foarte dulce. Dar are sare în compoziție, are o notă sărată și eu instantaneu asociez nota asta sărată cu marea și implicit cu vara. Nu pot să port parfumul ăsta iarna pentru că pe mine mă duce cu gândul la vacanță, la o vacanță la mare. Și nu, în capul meu nu se leagă treburile astea două, iarna cu vacanța la mare, așa că eu îl port vara. Nu ziua în amiaza mare, nu când e caniculă, într-adevăr, pentru că este totuși prea dulce pentru așa ceva, dar seara, pentru serile de vară, mi se pare că merge absolut perfect. Foarte, foarte bine se potrivește.
pentru mine, din nou, vorbesc în nume propriu și personal, evident, dar la fel, atrage complimente și laude pentru că este atât de dulceag și gingaș și drăgălaș. Mi se pare mai puțin sexy decât Burberry Her, de exemplu. În schimb, mi se pare mai jucăuș, deși ăla era fructat cu căpșun și tot ce trebuie, dar ăsta mi se pare mai jucăuș. Combinația asta între dulce și sărat, mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Știți că îmi place și Humanity de la Mugler, însă nu l-am inclus aici pentru că nu mi se pare un parfum care atrage complimente. E destul de conflictual, să-i spun așa, parfumul ăla, pentru că pentru anumite persoane poate mirosi a pește, deoarece are caviar în compoziție. Pe mine, eu îl simt foarte, foarte bine, fix mirosul acela sărat, ușor metalic, care din nou mă duce cu gândul la mare, dar anumite persoane îl pot simți altfel, așa că nu l-am inclus, m-a bătut un gând să îl adaug aici, dar am zis nu, totuși nu e chiar pentru toată lumea. În schimb, Olympia, da, deci nu are cum să nu-ți aducă complimente parfumul ăsta când îl simte cineva pe tine. Și dulceața asta pe care o are în el, caramelul ăsta care se simte foarte fain, persistă pe piele, se simte destul de multe ore. Cam tot ce am inclus aici, în afară de ultimul, care este bonus, cam tot ce am inclus în... De fapt, tot, nu cam. Toate cele 5 parfumuri pe care le-am inclus în clip sunt parfumuri care persistă bine pe piele. Din nou, vorbesc despre mine, despre pielea mea. Nu știu cum este pentru alte persoane, dar pentru mine sunt niște parfumuri care au performanțe foarte bune. Dacă ar fi avut doar nota de vanilie și caramel, pentru care și vanilie în compoziție, fără să mai fie presărată și sarea pe acolo, așa ca Salt Bay, ar fi fost un parfum extrem de banal. N-ar fi avut absolut nimic special în el, însă sarea aceea are și sare, are și ambergris, dacă nu mă înșel, stați să mă uit, da, are și ambergris, care și nota asta știu că are un iz sărat. Așadar, sarea este elementul care face acest parfum să fie cu adevărat deosebit. Și nu cred că poate să displacă cuiva, poate doar cuiva care nu suportă parfumurile foarte dulci, dar poate nu ar purta parfumul, dar cred că l-ar aprecia pe altcineva și cred că i-ar plăcea să-l simtă poate pe alte persoane. Da, Olympia Paco Rabanne, parfum pe care n-am apucat încă să-l port sezonul ăsta, că de-abia l-am scos acum cu ocazia acestui clip, dar îl pun acolo la loc de cinste și de-abia aștept să mă îmbăiez în el. Bine, îmbăiez e mult spus, că e nevoie de puține pufuri ca să se simtă. Bun, și am ajuns la bonus. Când alegeam parfumurile pentru clipul ăsta și l-am văzut acolo, am zis că nu se poate. Trebuie să-l includ, măcar ca un bonus. Și asta pentru că nu este apă de parfum, nu este apă de toaletă, este un spray de corp care nu prea persistă, din păcate, spre deosebire de celelalte parfumuri despre care am vorbit până acum. Nu prea persistă, dar miroase absolut delicios și cu siguranță atrage, era zic priviri, da, mirosim cu ochii, cu siguranță atrage complimente din partea celorlalți, dacă reușesc să-l simtă, pentru că este un parfum, mă rog, sau un miros gurmand, că am zis că nu este parfum, este spray de corp. Și este vorba despre Brazilian Crush Queirosa 62 de la Sol de Janeiro. Minunăție asta de spray de corp, care miroase a înghețată. Înghețată de caramel sărat cu fistic. Efectiv, îți vine să-l mănânci. Miroase similar cu Brazilian Bam Bam, cu crema, binecunoscuta cremă, dar și similar cu, cum îi spune, acela de la Trickle Moon, despre care v-am tot vorbit și v-am înnebunit cu el și acum am uitat numele, Brazilian Love, cred că se cheamă, nu? Da, parcă așa. Pentru că acela este un dupe după ăsta de la Sol de Janeiro. Fistic și caramel sărat. Mai repet o dată. Fistic și caramel sărat. Dacă vă plac aceste note, I present you, Queirosa 62, Doamne, cât de bine miroase, v-am zis, păcat de persistență,
pentru că pe piele cel puțin nu prea se simte. În schimb, este și parfum pentru păr. Scrie aici Hair and Body Fragrance Mist. Așadar, dacă nu persistă pe pielea voastră, cum nu persistă nici pe a mea, puteți să-l aplicați în păr și să aveți de câștigat pe partea asta, ca să-i spun așa. În păr, cu siguranță, se va simți mai mult timp și va persista mirosul, astfel încât să îl simtă cât de cât și cei din jur și, cu siguranță, la cât de mâncabil este mirosul ăsta, e cel mai mâncabil din tot ce v-am prezentat până acum, este imposibil să nu vă aducă măcar o laudă de la cineva care simte parfumul ăsta. Practic, cu acest spray de corp vei mirosi ca o înghețată. Și nu văd cine ar putea rezista unui astfel de miros, cui nu i-ar plăcea un astfel de miros, cui nu i-ar plăcea mirosul de înghețată sau cui nu i-ar plăcea înghețata? Foarte multe întrebări, zero răspunsuri. Dar, da, dacă nu vă place înghețata, avem o problemă și avem de discutat. Bun, ne-am dus în altă direcție. Revenind la acest spray de corp, este absolut minunat și vă recomand măcar să încercați să-l mirosiți undeva prin Sephora, cred că se găsește. Și garantez că vă veți îndrăgosti de el. Bun, acestea au fost parfumurile care consider eu că v-ar aduce complimente dacă alegeți să le purtați. Aștept și din partea voastră niște sugestii în sensul acesta, ce parfumuri v-au adus vouă complimente și nu vreau să pun neapărat o limită, puteți să-mi spuneți orice parfumuri vreți voi, dar sunt curioasă mai mult de parfumurile de vară, de anotimp cald, care v-au adus complimente de-a lungul timpului. Ok, încheiem aici acest clip. Ca de obicei, ca în fiecare vară, mor de cald când filmez, pentru că trebuie să stau cu geamurile închise ca să nu se audă gălăgie de afară. Am ring light-ul, care emană căldură și transpiră mustața din cauza lui. Așa că să încheiem ca să pot să mă duc să mă răcoresc. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă aștept în comentarii, după cum spuneam, și ne auzim la clipurile viitoare. V-am pupat! Bye.